Odată la un timp, poliția rutieră face acțiuni de control de rutină. Pe lângă verificarea legalității actelor, ele pot să însemne și verificarea accesoriilor, pe care nu vrem să le folosim vreodată, adică o trusă de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante, dar și un stingător de incendiu. În cazul în care nu le deținem, riscăm amenzi usturătoare. Trusa medicală, extintorul sau triunghiurile reflectorizante pot să vă aducă amenzi că nu le aveți pe toate, ori dacă nu sunt conforme legii. Această greșeală a șoferilor se încadrează în clasa a doua de sancțiuni, cu 4 sau 5 puncte amendă, astfel că amenda va fi de 590 de lei sau de 725 de lei. Este, în unele situații este necesară. Nu prea mult așa, dar este necesară, cât să pricepe lumea, dar pentru intervenții mărunte e valabil, e foarte bună. Așa cred eu că e foarte bună, mai ales dacă e în termen de garanție. Mi se pare corect să fie. Sunt necesare în trafic, deci orice e impus în privința traficului sunt necesare. E foarte bună măsura. Deci aia n-am ce comenta. E bine văzută. Eu nu așa o văd. Mai ales respectarea de să fie. Singurul lucru care nu prea sunt de acord cu ceinele în trusă. E o farfă că nu poți să tai cu ea nimic, deci e clar. Te obligă, am avut trusă de afară, mai avea o lună să expire și m-a pus să iau alta de-a românească, care pot să o arăt în mașină, o am acum, am cumpărat alta tot de afară, mi-a adus cineva. Nu poți folosi, nu poți folosi. Nu sunt bune, deci nu sunt bune, își bagi joc. Dar că să fie obligatorii în mașină, e foarte bine, e foarte bine, sunt de acord. Și cu radare, și cu tot ce se impune traficului, e bine ca să nu mai moară. E tot pentru bine nostru. Conduc din 84, n-am avut un eveniment rutier, le doresc la toți, așa ca mine, să pățească. Eticheta trusei sanitare auto trebuie să conțină denumirea produsului, denumirea și adresa producătorului și denumirea și adresa persoanei responsabile de introducerea produsului pe piață după caz. Trusa medicală e necesară, dar amenda e cam mare și, în general, toate amenzile sunt prea mari. Și ajunge la concluzia că de aia nu se plătesc amenzile, fiindcă sunt prea mari. Da. Dar spuneți totuși că este necesară. Trusa este necesară, da. La expirarea termenului de valabilitate al componentelor trusei sanitare auto, acestea pot fi înlocuite de utilizator cu produse cu aceleași caracteristici introduse pe piață cu respectarea cerințelor prevăzute de hotărârea Guvernului numărul 911/2005.